Guvernul a decis prin ordonanță de urgență reducerea cotei TVA de la 24% la 9% pentru toate produsele agroalimentare. Măsura va fi aplicată de la 1 iunie 2015. TVA-ul va fi redus la toate alimentele fără diferențieri pentru o aplicare simplificată, dar și la băuturile non-alcoolice și serviciile de alimentație publică. Reprezentanții guvernului au adoptat această măsură pentru a-i ajuta atât pe comercianții acestor produse, cât și pe clienții cu venituri mici, însă de ea vor profita doar o singură tabără, cea a comercianților. O parte dintre aceștia spun că sunt de acord cu reducerea TVA-ului, însă nu vor ieftini produsele. În ce măsură vă ajută scăderea TVA-ului la 9% la produsele de bază? Nu știu, vedem cum o fi și ce o fi. Vedem ce... Veți ieftini produsele? Să le mai ieftinim? Păi și noi cu ce ne mai alegem? Cu experiență? Cu ce ne mai alegem? Că muncim de la 5 până la 12 noapte. Cu ce mai ne alegem decât că venim pe piață? Nu ne ajută, nu ne ajută, nu. E o decizie foarte bună, mai ales pentru noi cumpărătorii. O să se ieftinească carnea, pâinea, produsele de bază. Și o decizie foarte bună. Dumneavoastră, vă comercializați legume proaspete. Există vreo posibilitate ca odată cu scăderea TVA-ului la 9% să ieftiniți marfa? Nu, la noi țăranii nu e nicio posibilitate. Și așa e destul de ieftină. Cât ne costă și sămânță și muncă și astea sunt făcute la solarii și folie și de toate, nu, nu. Dacă agenții economici ce comercializează brânză și legume sunt de părere că odată cu reducerea TVA-ului prețul nu e musai să fie scăzut, nu de aceeași părere sunt comercianții de carne. Aceștia spun că odată ce prețul va fi scăzut, vânzarea va crește. Suntem foarte încântați. Noi așteptam să se întâmple lucrul ăsta anul viitor, dar ei văd că s-au ținut de promisiune și ne-au făcut o surpriză. Suntem încântați pentru că... carnea și produsele din carne e un aliment nelipsit de pe masa românilor și vă dați seama, scăderea TVA-ului o să se resimtă și în buzunarele cumpărătorilor. Noi sperăm că o să fie mult mai bine, vânzările o să crească, prețul la vânzare o să fie puțin mai mic decât până acum, nu foarte mult, dar o să se cunoască ceva în buzunarele clienților și sperăm să o țină tot așa. Evaziunea fiscală se va diminua cu această ocazie? Absolut. Absolut, pentru că una e să plătești 24% și una e să dai 9%. Deci, cu siguranță, cred că o să scadă la minim în privința asta. De la 1 iunie, guvernul va verifica prin toate structurile instituționale dacă cele 15% se reduc din preț și nu doar cresc profitul unor comercianți. Alături de celelalte măsuri din codul fiscal, guvernul susține reducerea generală a TVA-ului la 20% de la 1 ianuarie 2016.